Două formații din județul Iași s-au întâlnit în derbiul etapei a 20-a din seria 1 a Ligii a 3-a. La Miroslava, liderul clasamentului Știința, a primit vizita echipei de pe locul 2, Cosarom Pașcani. Oaspeții au deschis scorul în minutul 44, prin a Grigoroaiei. Jocul a fost echilibrat și după pauză. În minutul 73, Caragea a restabilit egalitatea, iar peste 6 minute, Talpan a adus victoria gazdelor. Știința Miroslava, Cosarom Pașcani, 2-1. Cel mai dificil meci pe care l-am avut acasă. Sunt foarte mulțumit că am reușit și băieții au înțeles că putem întoarce rezultatul. Au fost și niște schimbări tactice și sunt chiar foarte, foarte fericit că băieții au înțeles și și-au respectat și și-au făcut treaba astăzi. În urma acestui succes, Știința Miroslava este pe primul loc în seria 1 cu 35 de puncte, urmată de Cosarom Pașcani cu 32. În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat rezultatele. Petrotub Roman, Ceahlăul 2, Piatra Neamț 1-2, Bucovina Rădăuți, CSM Moinești 3-0, Sporting Suceava, Bucovina Pojorâta 0-6 și Cetatea Târgu Neamț, Aerostar Bacău 1-1.